o comisie parlamentară a cerut extinderea programului de sinucidere asistată din Canada, astfel încât minorii maturi, ale cărei decese sunt previzibile în mod rezonabil, să li se permite să-și grebească decesul fără acordul părinților. Minorii considerați că au capacitatea necesară de luarea deciziilor în urma evaluării ar trebui să fie eligibili pentru programul de asistență medicală la moarte, al țării se arată într-un raport dintr-o listă de 23 de recomandări. Comitetul a îndemnat guvernul canadian să întreprindă consultări cu minorii pe tema inclusiv cu minori cu boli terminale, minorii cu dizabilități, minori din sistemul de protecție a copilului și minori indigeni, în termen de 5 ani de la depunerea acestui raport. Raportul a recomandat de asemenea că consimțământul părinților nu este întotdeauna necesar în anumite cazuri dacă un minor este eligibil pentru sinucidere asistată. Ca Guvernul Canadei să stabilească o cerință, ca după caz părinții sau tutorele unui minor matur să fie consultați în cursul procesului de evaluare pentru MAI, dar ca voința unui minor despre care se constată că are decizia necesară, ca în cele din urmă capacitatea să aibă prioritate, se arată în recomandarea 19 din raport. Raportul nu a propus o limită de vârstă pentru sinuciderea asistată, afirmând că eligibilitatea nu ar trebui refuzată doar pe baza vârstei. În ceea ce privește consimțământul părinților, raportul final recomandă ca părinții să fie consultați unde este cazul. Majoritatea membrilor Comitetului au cerut Guvernului să organizeze consultări oficiale cu canadienii sub 18 ani în următorii 5 ani și să ofere finanțare pentru cercetarea problemei minorilor care sunt eligibili. În plus, Comisia a cerut crearea unui grup de experți independenți care să evolueze prevederile codului penal pentru minorii maturi în termen de 5 ani. Recomandarea 22 solicită Guvernului Canadian să colaboreze cu provinciile și teritoriile, autoritățile de reglementare, societățile juridice provinciale și teritoriale și părțile interesate pentru a adopta garanțiile necesare pentru cererile anticipate. Membrii conservatori ai Parlamentului s-au opus propunerii de extindere a eligibilității pentru minori, sublinind modul în care capacitățile de luare a deciziilor, chiar și pentru tinerii maturi, rămân îndoielnice. Citând-o pe dr. Maria Alicia Montes, profesor clinic asistat de pediatrie, raportul afirmă, „A susține că pentru minorii maturi prezintă cel mai mare risc, deoarece consecința este moartea. Este irreversibil, a scris Montes trebuie să ne întrebăm dacă ar trebui să legalizăm acest lucru pentru minorii maturi, atunci când biologia ne arată că capacitatea de a echilibra riscurile și recompensele este una din ultimele zone ale creierului care se maturizează. După ce a raportat de Christian Post, Canada a legalizat sinuciderea asistată de un medic în 2016, dar a fost limitată la cetățenii sau rezidenții permanenți de cel puțin 18 ani cu o boală sau dizabilitate grafă și incurabilă, care includea suferință durabilă și intolerabilă. Parlamentul canadian a extins legea în 2022 la pacienții cu dizabilități fizice neamenințătoare, intenționând să ofere sinucidere asistată persoanelor cu boli mentale până în martie, înainte ca guvernul canadian să anunțe o amânare temporară în decembrie. Într-un articol de opinie publicat la începutul acestei luni de revistă canadiană Macleans, Lee și-a exprimat dezaprobarea față de oferirea de sinucidere asistată persoanelor cu boli mentale sau pacienților cu afecțiuni vindecabile care refuză îngrijirea. Canada nu ar fi prima țară care va legaliza sinuciderea asistată pentru minori, deoarece țările de jos și Belgia au permis această practică. În țările de jos, copiii de peste 12 ani pot solicita sinuciderea asistată, dar trebuie să aibă consimțământul părinților, cu excepția cazului în care au peste 16 ani. În Belgia, copiii trebuie să aibă o boală terminală sau să fie aproape de moarte. De asemenea, trebuie să aibă acordul părinților, relatează christiantoday.com. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Focus Creștin.